Bună seara, agent Popescu de la Curțe Pieră. Vreau să-mi prezentați documentele. Da, da. Sigur, bine. Ați consumat ceva alcool? Că... Nu. Mirosiți. A, nu, nu, nu. La ce ai băut, prietenaș. Poate seara. Dă-mi și asigurarea la mașină. Da, domnul, haideți, vă rog frumos. Certificatul de matriculare. Haideți, domnule, cu oameni suntem. Mai aveam puțin și ajungeam în casă, vă rog frumos. Unde stai? Unde? A, la Colț, pe strada aia? Da. A, și dacă stai aici în zonă, știu, trebuie să bei un pahar așa un pic, nu? Da, nu, păi, dar n-am băut, a fost. Ia asta și mai pune acolo ceva dacă vrei să pui și niște acasă, da? Rog, haide, haide mai repede să ne vadă cineva, că dacă nu trebuie la pușină. Da, spune. Da, de la spitalul de urgență vă sun. Fata dumneavoastră a fost internată curând grave. Ce? Fata dumneavoastră a suferit un accident de mașină foarte grav. Vă rog să veniți de urgență. Nu se poate. Acesta este doar unul dintre efectele corupției asupra viitorului nostru. O faptă de corupție va costa o viață, indiferent dacă ar fi mai devreme sau mai târziu. Dar oare chiar merită să-i punem vieții un preț atâta timp cât ne-a fost oferită ca un dar? Ce vom vedea atunci când vom privi în trecut? Vom fi mândri de viețile afectate din cauza poftei noastre din ce în ce mai mari pentru niște hârtii colorate? Vom fi mândri de modul negativ în care am influențat viitorul altor semeni? Ce vom lăsa în urmă? O societate mai bolnavă. O realitate mai dureroasă. O lume a cărei speranță de mai bine a fost ucisă. O moștenire grea pentru urmașii noștri și o misiune din ce în ce mai dificilă pentru ei. Aceea de a repara greșelile trecutului, de a educa prezentul și de a avea un viitor corect.